Nu numai că noul coronavirus se răspândește peste tot în lume, dar clima se încălzește de la an la an și are efecte drastice asupra mediului înconjurător. Unii experți cred că schimbările climatice nu vor avea efect doar asupra noastră și a animalelor care pot supraviețui doar în anumite medii climatice, dar și asupra agenților patogeni microscopici care zboară prin lume și îmbolnăvesc oamenii. Toate aceste lucruri reprezintă ceva de care ar trebui să ne temem sau este vorba de clasica dezinformare pe care oamenii o răspândesc în mediul online și nu numai? Astăzi vom vorbi despre cum afectează schimbările climatice noile virusuri. Haideți să începem cu animalele. Schimbarea temperaturii planetei noastre schimbă ciclul vieții multor animale. Urșii hibernează pentru perioade de timp mai scurte, iar păsările migrează mai târziu sau deloc. În Grecia am văzut o plajă acoperită cu pânză de păianjen din cauza faptului că temperatura ridicată a permis înmulțirea mai multor țânțari, motiv pentru care păianjenii au creat mai multe pânze pentru a vâna sursa de hrană mai mare. Această schimbare sau creștere a activității soarelui va duce cu siguranță la contactul dintre mai multe specii, ceea ce poate duce de asemenea la transferul virusurilor între animale, ceea ce va produce o mutație a acestora. Atât COVID-19 cât și gripa asiatică, precum și multe alte boli, provin de la animale, deci o alterare a modului de viață a viețuitoarelor purtătoare de virusuri poate declanșa o altă mutație genetică, iar un virus va putea trece de la animal la om. De asemenea, ceva ce am menționat la începutul acestui videoclip, țânțarii. Pe măsură ce lumea noastră se încălzește din ce în ce mai mult, condițiile de reproducere a anumitor insecte zburătoare, precum țânțarii, vor deveni din ce în ce mai bune și constante. Insectele dăunătoare pe care eram obișnuiți să le vedem doar în timpul verii vor putea apărea pe tot parcursul anului. Și cum țânțarii sunt unele dintre principalele insecte ce transmit afecțiuni grave precum febra denghi sau malaria, ar trebui să fim îngrijorați despre cum va arăta lumea dacă contactul cu aceste virusuri va deveni din ce în ce mai frecvent. De fapt, odată cu tăierile masive ce au loc zilnic în pădurea amazoniană din Brazilia, au fost raportate din ce în ce mai multe cazuri de malarie în zonele înconjurătoare. Pentru fiecare 10% din pădurea amazoniană ce a fost tăiată, s-au înregistrat cu aproximativ 4% mai multe cazuri de malarie, pentru că toate insectele purtătoare care erau blocate în pădurea densă, plină cu animale pe care nu le-am mai întâlnit niciodată, trăiesc acum în apropierea oamenilor, iar sistemul nostru imunitar s-ar putea să nu fie capabil să lupte cu virusurile ce ies de acolo și încearcă să ne omoare. Defrișarea pădurilor este un alt element al schimbărilor climatice care poate da naștere altor afecțiuni cu care corpul nostru va trebui să lupte. Continuăm să ajungem din ce în ce mai departe în sălbăticie pentru a găsi alte locuri unde să locuim, defrișând copacii pentru a construi case sau pentru uz personal, dar am putea găsi ceva în aceste păduri sau jungle care nu trebuia găsit niciodată. Există o șansă reală ca noi tulpini de virusuri mortale să se ascundă în acea parte a lumii care așteaptă să sufere o mutație genetică și să treacă de la o specie la alta. Și prin ceva ce considerăm ca a fi un progres al omenirii, putem elibera accidental o nouă boală mortală în lume cu care nu ne-am mai confruntat în trecut. Aceasta este și principala temere cu privire la topirea calotelor glaciare. Am făcut și noi un videoclip despre virusurile antice descoperite în gheața din munții Tibetului, o să vă las un link în descriere. Nu cunoaștem ce se ascunde în gheața antică, pot exista virusuri care pândesc acolo de milioane de ani, ceea ce înseamnă că acestea pot provoca o extinție în masă a oamenilor și ne aflăm la un pas de una fără să fim conștienți de acest lucru. De asemenea, daunele provocate ecosistemelor exercită stres foarte mare pentru diverse specii de animale și, după cum bine știm cu toții, atât în cazul oamenilor cât și al animalelor, stresul slăbește sistemul imunitar, ceea ce crește riscul de a contracta diversi agenți patogeni, dându-le șansa să se dezvolte și să devină mai puternice în corpul acestor animale cu sistemul imunitar slăbit. De asemenea, aceste animale, fie sănătoase sau nu, obișnuiau să trăiască în pădurile dense unde oamenii nu au ajuns niciodată, însă vom începe să intrăm în contact direct cu ele din ce în ce mai des.
Pus în perspectivă, în trecut, un virus ce putea fi mortal oamenilor și animalelor nu făcea trecerea de la o specie la alta din cauza faptului că animalele infectate retrase în pădurile virgine mureau înainte să intre în contact cu oamenii. Însă, pentru că acum suntem peste tot și distrugem locurile izolate, un virus mortal poate suferi mutații genetice și să treacă foarte ușor la oameni înainte ca cineva să-l poată opri. Alt lucru despre care ar trebui să fim conștienți este ceva despre care s-a vorbit în ultima vreme, în special înainte de pandemia provocată de COVID-19, și anume creșterea cantității dioxidului de carbon din atmosferă din cauza schimbărilor climatice provocate de poluare. Unele ecosisteme sunt foarte fragile. Schimbarea pH-ului apei oceanice cu doar câteva procente poate duce la decesul a milioane de pești și alte animale marine. Putem spera că situația poate fi gestionată înainte să provoace alte catastrofe naturale, dar s-ar putea întâmpla la o scară prea mare pentru ca dezastrul să poată fi oprit sau izolat. Dacă acest scenariu va deveni realitate, atunci peștii putreziți se vor găsi pe toate plajele din lume și în mijlocul oceanului, locuri care se vor transforma în terenul de reproducție al bacteriilor și, prin urmare, al noilor boli. Vor fi construite noi sectoare ale guvernelor cu scopul de a gestiona situația creată. Dacă credeai că o mulțime de boli pot fi produse de organismele vii, atunci imaginează-ți ce agenți patogeni vor lua naștere în carnea putrezită care va sta la soare zile la rând. De asemenea, un climat mai cald favorizează reproducerea virusurilor și găsirea noilor gazde. După ce epidemia de Ebola din Africa de Vest a sfârșit în 2016, un grup de cercetători au început să analizeze cum schimbările climatice pot influența răspândirea acestui virus și s-a estimat că ar trebui să vedem o creștere a cazurilor de Ebola în următorul deceniu. Nu este bine să ne panicăm, dar totodată nu este ceva greșit dacă vom fi mai precauți și vom evita ieșirile inutile, cel puțin în această perioadă. De asemenea, trebuie să ne dăm mai multă atenție propriei planete înainte să fie prea târziu. Care este ultimul verdict în ceea ce privește mutațiile provocate noilor virusuri de către schimbările climatice? Ei bine, la prima vedere, pare a fi ceva foarte rău de care trebuie să ne ocupăm. Ar trebui să oprim poluarea și defrișările masive, să găsim noi alternative care să ne oprească din distrugerea propriei planete, spun cei ce cumpără produse în pungi de plastic și au cele mai rele stiluri de viață pentru mediul înconjurător, sau liderii ce au construit cele mai poluante industrii văzute de omenire. Până la urmă, cine știe ce ne rezervă viitorul? Cu toate acestea, oamenii de știință cred că schimbările climatice ne vor afecta din ce în ce mai mult și va consta în mai mult decât simpla schimbare de temperatură. Planeta ar putea să arunce agenți patogeni în fața noastră de care masca chirurgicală nu ne poate apăra. Poate ar trebui să nu mai poluăm atât de mult planeta sau poate va trebui să ne înarmăm cu toții și să trăim într-un viitor precum scenariul filmului Mad Max. Nu putem prezice cu exactitate ce se va întâmpla, dar sunt sigur că putem fi conștienți de lucrurile rele pe care le facem în prezent și că ne putem opri înainte să fie prea târziu. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!